2. Și apoi în finală 2-2. Iar îi departajăm sau cine va câștiga, cine va avea cele mai multe aplauze. Deci la sfârșit aplauze. Începem? Bine, hai să mergem, bă, fii atent, îți arăt eu cum se face, după aia te va știu, da? Gata, tata, o să fii foarte atent. Bă, te uiți, da? 1, 2, 3, mamă, tata, ce tare ești, uau, vreau să fac și eu ca tine. 1, 2, 3, bă, iepurașule, mă faci de râs, bă, mă faci de râs, hai, venim și mâine. Vine ăștia a doua zi, fii atent, bă, dar te uiți bine, faci ca mine, da? Da, tata, așa o să fac, așa o să fac. 1, 2, 3, mamă, tata, foarte tare, foarte tare, foarte tare, vreau să fac și eu ca tine. 1, 2, 3, mamă, iepurașule, mă omori, mă omori. Hai, veni și mâine, dar mâine e ultima zi. Dacă nu, hai, te trece la fetiță. Și a treia zi? Bă, ultima oară când ți-arăt, că deja am obosit și eu, da? 1, 2, 3. Păi, tata, așa a fost să fac și acum, fii atent. Mamă, nu mai, gata. 1, 2, 3, 4, scuze, tate. Aceeași temă, prietenul nostru Daniel Giatără se duce la bordel și ce de banii ăștia ce puteți da? Bă, de asta o scândură cu gaură în ea. Perfect. Se duce el în cameră, face treaba cu scândura, e mulțumit, a doua săptămână vine iar, scoate direct banii, scândura. Face tot așa, o săptămână, două, trei, o lună, două, trei, la un moment dat vine el, plătește, se duce acolo în cameră, vede scândura normală, fără nicio gaură. Bă, ce se întâmplă? Vede că noptiere era un bilețel. Pentru clienți fideli, servim scânduri virgine. Naștere. Toată lumea pregătită. Iese copilul, îl prinde doctorul, îl scapă, îl prinde o asistentă, îl scapă și ea, îl prinde a treia asistentă, îl scapă și ea. Moare copilul ăștia. Aolo, domnule doctor, ce bine, a omorât copilul. Peste încă un an, același cuplu, vine copilul. Hai, domn doctor, că naște soția mea. Bine, de data asta suntem pregătiți, suntem trei doctori, sunt trei asistente, nicio problemă. Iese copilul, prinde primul doctor, prinde o asistentă, încă o asistentă, încă o asistentă, încă un doctor, toată lumea scapă, mare copilul. Domnule doctor, e al doilea copil pe care mi-l omori, hai că ne ducem în altă parte. Se întorc ăștia peste un an, ăștia super pregătiți, dar de data asta un doctor, o asistentă și un portar de fotbal. Toată lumea pregătită, iese copilul, prinde doctorul, scapă, prinde asistenta, scapă, prinde, face un ploșeu, portarul prinde copilul. Tatăl e nebun de fericire, domne, mi-ai prins copilul în sfârșit, poți să mi-l dai și mie imediat. Vine să atace haita de oi. Se duc ciobanii cei tineri la ciobanul al bătrân, îl mai înțeleg și ce. Ciobanii, ciobanii, ce facem că ne atacă lupii? Dați drumul câinilor cei tineri. Dau așa drumul câinilor tineri, lupii mătrășesc pe toți, îi bat, îi înorocesc. Vin ciobanii la al bătrân, ce facem că ne-au omorât câinii cei tineri? Dați drumul câinilor răi bătrâni. Dau drumul câinilor bătrâni, iar la fel lupii mătrășesc și pe ăștia, fără nicio problemă. Se duc iar ciobanii la îl bătrân. Ce facem? Că ne-au omorât și pe ăștia. Aoleu, asta e. Trebuie să scoatem arma secretă, pandele. Se apleacă o blaviță, scoate o cutiuță, înăuntru un cățeluș micuț. Și cu ăsta? Ăsta e arma secretă? Câinii ăia bătrâni atine? Dați drumul pe pajiște și aveți încredere. Ajung acolo, dau drumul câinii pe pajiște, la ei se fericit. Că a scăpat din cutiuță. Lupii îl bătrân când văd bine, frână, fug înapoi în pădure. Băia tine se uită, bă, ce-i cu ăștia? I-am bătut pe aia, am bătut pe aia și fugim de pandele asta. Hai! După aia, ajung din urmă pe lupi, îi bătim, zic, bă, ce facem? I-am bătut și pe aia și pe aia și fugim de un pechinez? Bă, băgați-vă mințile, ca vă știți cine e ăla? Cine? Pandele. Așa și? Păi, știi ce face pandele? Ce face? Suge polul.
Așa și, bă, tu ce buzerici are. Niște ofițeri de armată vin în pădure să ia animalele în armată. Am amenajează un cort acolo, toate bune și frumoase. Ăștia sunt lupea, ursul și cu iepurile, se gândesc bă, cum să-l pun de armată. Scuze. Vulpea, iepurele și urs. Bun. Vulpea se gândește, mamă, auzi că dacă ești handicapat, nu te iau ăștia în armată. Ce să fac, ce să fac? O să-mi tai coada. Și tai asta coada. Intră în cort, iese după 5 minute, este bă, nu m-au luat că n-am coadă, sunt handicapată. Super. Iepurașul se gândește, să-mi tai urechile. Și tai ăsta urechile, intră după 5 minute, este gata, nu m-au luat în armată. Ursul se uită la el, coada era prea mică, urechile la fel. Ia o cărămidă, își trage un dinț, îi sparge toți dinții. Intră în corp, după 5 minute, iese, este, sunt prea gros! Tot cu animale. Regele junglei, leul, merge el prin savană, pe acolo, un dat, calcă într-un rahat. Băgamea, și face adunare mare ca aici, așa, ce fie aia, prăsupra de care faceți un WC-ul public ca la japonezi, automat, cu tot frumos. Pun ăștia mână de la mână, îi fac WC-ul, vine în inspecție leul o săptămână, vede geamul spart. Nu se poate, cum adică geamul spart? Cheamă iar toată lumea animală, băi, aliniază, care a spart geamul, spuneți. Vulpe, te-ai spart geamul? Nu eu. Lupule, te-ai spart geamul? Nu eu. Iepurașul, te-ai spart geamul? Și da, și nu. Cum dracu? Păi fii atent. M-am dus la WC-ul cu ursul. Și eu mi-am făcut treaba mea, m-am șters, după aia trebuia să fie igienică. El s-a șters cu mine la fund și m-a aruncat pe geam. Și-am spart geamul. Bine, fii atent. Îl plătești, te ierb și da, nu se mai întâmplă. Gata. Pune la geam, peste altă săptămână, să iar geamul spart. Iar adunare toată lumea. Vulpe, te-ai spart geamul? Nu. Lupule, te-ai spart geamul? Nu. Iepurașul, te-ai spart geamul? Și da, și nu. Cum mă, iar? Ce s-a mai întâmplat data asta? Păi să vezi. M-am dus la WC cu ariciu. Am făcut, m-am șters pe el la fund și am stăit tot după geam. Povestește-mi și mie așa, cea mai palpitantă întâmplare din viața mea tale. Apoi eram eu tânăr și s-a pierdut vaca lui Nea Vasile prin pădure și ne-am strâns toți flăcăii, ne-am dus în pădure, ne-am mutat cu urși și cu lupii pe acolo. Păi și ce s-a întâmplat? Până la urmă am găsit vaca și am făcut-o toți. Păi dar nu pot să spun asta pe reportaj acolo. Zi-mi altceva, zi-mi cea mai fericită întâmplare care s-a întâmplat în viața mea tare. Păi fii atent, eram eu tânăr și s-a pierdut Maria prin pădure. Am strâns noi toți flăcăi, am căutat-o pe acolo, a prins-o și am găsit-o și am făcut-o toți. Aoleu, dar nu putem, nu poate să zicem așa ceva pe reportaj, că nu se poate. Zi-mi, uite, hai ca să fie bine, zi-mi cea mai tristă întâmplare din viața mea tare. Păi m-am pierdut eu odată pe...
Geatră cum are. Hai spune geatră. Geatră prima zi de școală. Și se întoarce la Mosta după prima zi de școală și mămică, mămică, astăzi am făcut adunări și am fost cel mai bun din clasă. Oare pentru că ascult manele? Nu, păi, mami, pentru că ești inteligent. Se întoarce a doua zi de școală. Geatră. A doua zi geatră de la școală. Și ce? Mami, mami, astăzi am făcut scriere și am fost cel mai bun din clasă. Să fie oare pentru că îmi plac manelele? Nu, pui, mami, e pentru că ești inteligent. Se întoarce și a treia zi geatră de la școală. Și, deci, mămică, mămică, astăzi am făcut sport și eram singur cu păr pe piept în clasă. Oare pentru că ascult manele? Nu, mămică, pentru că ai 24 de ani. Nu apresc cum e pe icoană. Și că o familie de handicapați, doi copii, m-am notat. Un copil cu o lumânare în față. Nu pot să schimb lumânarea. Să-l chem pe fratele meu. Frate! Da. Nu pot să schimb lumânarea. Nu pot să schimb lumânarea? Nu. Las că-mi chiar eu. Nici eu nu pot. Sau chemăm pe mămica. Mămica, mămica. Da. Nu pot să schimb lumânarea. Nu pot să schimb lumânarea. Nu pot să schimb lumânarea. Nu. Nu. Lasă că-mi chiar eu. Nici eu nu pot. Să-l chemăm pe tăticu. Tăticule, tăticule, tăticule. Nu puteți să stingeți lumânarea? Lasă că încerc eu. Nici eu nu pot. Să chemăm pe bunica. Bunica, bunica, bunica! Nu puteți să stingeți lumânarea? Nu puteți să stingeți lumânarea? Nu, nu, nu! Lasă că încerc eu. Doar de lembru să ducă și el acolo. Și ajunge la bordel acolo, ciocăne la ușă, deschide fata. Da, ce vreți? E timp să cele, vrem să facem și noi sex. Păi de bani ăștia să vă futeți între voi. Deci asta ușa pleacă aia supărați. Sau că ori așa se întorc la bordel acolo, ce când din nou în ușă. Ce căutați voi aici, mai să nu mai veniți, că nu facem nimic? Păi am venit să-ți plătim. S-a prins și stagiul, nu? Prins stagiul. Poți să-l aplauzi dacă vrei. Da, ci că Lupul era DJ într-un club de noapte. Să duceți cu fița roșie la Lup, la standul DJ-ului acolo și Lupule, vreau să dau și eu o dedicație. Bă, scufiță, vezi că costă, adică, na, să te coste ceva. Asta, bă, bine, plătesc, dar nu prea am mulți bani, să știi. Zice, bă, te costă mult, dar eu accept și în natură plată, nu-i problemă. Zice, scufița, bine, hai că plătesc în natură. O ia Lup pe scufiță în spatele cortinei DJ-ului acolo. Se desface la pantalon, scufița roșie se pune în genunchi și zice, ia scula Lupului în mână, zice, aș vrea să fac și eu dedicație!
Tradițional, dar acum pe bancurile lungi urmează repede mai multe, da? Și mai multe. Mai spune și mai multe. Gen online, da, fiș. A pierdut? E două mașini. E două mașini. De ce? Ok. La pașerul. 3, 2, 1. Așerul mi-a zis să vin la banul și eu. Le-a zis să-mi sugă pula și iată-mă aici. Dialog între soț și soție. Wow, nu credeai niciodată că fiul nostru poate ajunge atât de departe. Da, dragul, catapulta asta e grozavă, a două și vorbim. Să stăteam ieri pe net și am văzut un grup de africani care cântau în limba României. Mâine pe mine, auzi că au fost ei primi în Abdel. Urăsc ipocrizia. Dacă ard un cadavru la crematoriu, fac o treabă bună. Dacă l-ard acasă, e cu gen dovezi. Știi cum se ilumină cu ajutorul apei? Primește-o. Sper geamul. Mai tare. Pentru burlaci sau? Porcușorul isteric în livadă, mânca cireșe într-un copac. Vine paznicul. Ce faci noi aici? Mănânc cireșe. Asta e livadă de vișine. Am zis de acasă. M-am despărțit recent de prietena mea. O deranja faptul că de fiecare dată când făcea sex oral, intram peste ea în cameră. Aseară dădeam limbii pis la o echipe. Stați așa, că n-ați cumpărat. Nu te-ai așa repede. Și la un moment dat simt gust de spermă de cald. Zic, bunico, de-aia ai murit. Însărcinată, mă gândesc că bărbații chiar ar fute orice mișcă. Bine, încă una, și mai nașa. Când mă uit la un bărbat urât cu un copil mic de mână, mă întreb când dracu a devenit pedofilia legală. Gata.
Țineți ochi de mână? Știi cum se numește atunci când Ștefan Bănică Junior nu e sigur de ceva? Se numește că are șubidubii. Știi care e diferența între un negru și o anvelopă? Dintre un negru și o anvelopă? Anvelopa nu cântă când îi pui lanțul. Știi de ce nu are ursul coadă? Pentru că el merge pe bază de programări. Ițic și Ștrul mergeau pe stradă și văd o balegă. Ițic către Ștrul. Bă, uite o balegă de vacă. Bă, cred că e de cal. Bă, zic că e de vacă. E de cal, mă. Bă, e de vacă. Cal, vacă. Se ceartă ei până termină la care Ițic, după ce termină, zice Ițic lui Ștrul. Bă, da, aveai dreptate, era de cal, dar bine că n-am călcat în ea. Că am fost astăzi la dentist și mi-a făcut anestezie și mi-a zis că o să rămân fără gust pentru câteva ore. Asta în cazul în care te întreba de ce am dus la drumul înainte. Două șorici aici vorbeam. Una către cealaltă. Fata, ia uite, mi-a făcut un prieten nou. Fata, dar asta e Liliac. Da, i-am zis că mi-a zis că e pilot. Albă ca zăpada așa la numele înainte sau după cei 7 pitici? Nice! Doi țigani vorbeau. Ha, mâncațăș, nevastă mea tocmai a luat o perie de aia de pe ceu. Și cum e? Bă, își face treaba, dar mai bun era ziarul. Au o mașină de spălat foarte ciudată. Tot timpul face figuri. Bacă doar mâinile. Bacă nu mai poate. Bacă parcă eram un cuplu. Se zice un timp de la guvern, la o școală ajutătoare, adună toți copiii și le zice, mă copii, fiți atenți. Care poate să facă așa, primește o înghețată de la mine. Ăștia încep să fac. Chine, bună, mai așa, până la urmă reușește unul, e tu. Bravo, copile, bravo, uite și înghețata, merti! Mai vrem bani, dar eu. Mai vorba. Am făcut asta așa. Așa facem un fetus dacă fuți o gravidă. Să-mi suflet. Asta ești din suflet.
participat.